Unii șefi de grădinițe din Bălți se arată revoltați de controlele efectuate acum o săptămână de reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor în cantinele instituțiilor pe care le administrează. Mai exact, de termenii și recomandările prescrise în urma verificărilor. În opinia managerului grădiniței numărul 35, aceste cerințe înaintate presupun cheltuieli neplanificate din bugetul auster al instituției de învățământ preșcolar. Nemulțumirile au fost expuse la conferința pedagogică desfășurată timp de două zile în liceul teoretic Alexandru Pușkin. Menționat faptul că în urma recomandărilor făcute de către Agenția Națională de Siguranță a Alimentelor, termenii de realizare a celor prescrise în urma controalelor sunt foarte scurți. Noi nu reușim ca să îndeplinim, să redresăm și să corectăm situația într-un timp atât de scurt. Ținând cont de faptul că cerințele înaintate implică cheltuieli financiare care nu sunt planificate la buget. De aceea trebuie ca să apelăm la apelei sau la Direcția de Învățământ, Tineret și Sport pentru a primi alocații suplimentare din bugetul de stat. Cât despre situația generală a cantinelor școlilor din Bălți, viceprimarul de Bălți, Lilia Sava, a menționat că acestea sunt renovate treptat. În prezent, elevii liceului Lucian Blaga, Mihai Eminescu, Dimitrie Cantemir, Nicolae Gogol, George Coșbuc dispun de blocuri alimentare moderne. Reparația tuturor cantinelor concomitent nu este posibilă din cauza bugetului mic per instituție, determinat de Ministerul Finanțelor și a Educației, în funcție de numărul de elevi. Prin urmare, managerii sunt în căutare de proiecte și granturi la care contribuie și primăria de Bălți.